În ziua în care s-au împlinit 35 de ani de la succesul echipei de fotbal de la Sevilla, câștigarea Cupei Campionilor Europeni, foști și actual campioni ai clubului Steaua, alături de oficiali și suporteri roșialbaștri, au făcut un gest nobil și au donat sânge în cadrul maratonului Sânge pentru Viață. Simona, nu e prima dată când particip la astfel de acțiuni. Este a doua oară, dar o fac cu cea mai mare plăcere. Am spus că astfel de acțiuni le voi onora întotdeauna cu sufletul deschis. Inițiativa de azi vine într-o zi specială, 7 mai. 7 mai, 35 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor. Mi-aș dori pe viitor să spunem că este prima Cupa Campionilor câștigată. E prima dată când donezi sânge? Nu, am avut onoarea să donez și anul trecut, tot cu domnii de la Spitalul Militar. Înțeleg că n-ai emoții. Nu. Dacă am fost bine prima oară, de ce să nu fiu și a doua oară? Cât de importantă e această acțiune la care participă sportivi actuali și foști sportivi ai clubului Steaua? Ne bucurăm să fim alături de camarazii noștri din cadrul clubului sportiv al Armatei Steaua în zi de mare sărbătoare pentru ei, și anume împlinirea 35 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, și în zi de mare sărbătoare pentru poporul creștin-ortodox, izvorul tămăduirii. Echipa Centrului de Transfuzie Sanguină se bucură să facă parte din proiectul Maraton Sânge pentru Viață. Avem multe proiecte cu Clubul Sportiv al Armatei și ne bucurăm. Ce pot să spun? La mulți ani și forța Steaua!